De câteva zile au loc proteste, atât în București, știi, cât și în unele orașe din țară. Cei care protestează resping categoric noile restricții anunțate de guvernul Florin Câțu. Cum se vede toată această situație în Partidul Național Liberal? Se discută în Partidul Național Liberal despre aceste proteste care au loc de câteva zile în țară? Să vă spun, e normal să existe proteste acolo unde o anumită categorie minoritară de cetățeni sunt nemulțumiți de niște restricții care au venit în urma unei pandemii și care ne-a dat viața tuturor peste cap. E foarte clar că sunt două categorii, cea a majoritarilor care respectă regulile de distanțare socială, purtatul măștii și practic tot ceea ce recomandă medicii pentru a ne feri cât putem de această epidemie devastatoare. Și există negaționiști, antivacciniști, o categorie minoritară de oameni care nu cred în vaccin, nu cred în mască, unii din convingere, alții pentru că așa li s-a insuflat prin anumite mijloace și canale mass media de către persoane politice în special. Pentru că ne amintim, chiar de la vârful PSD, în urmă cu un an de zile, domnul Ciolacu refuza să poarte masca în Parlament, motivând că are probleme de sănătate și care are adeverință de la medic, dar erau și alți lideri ai Partidului Social Democrat, care sfidător veneau la tribuna Parlamentului sau în declarații publice spuneau că ei nu poartă mască. Sigur. Bine, am văzut, vă întrerup, am văzut și la PNL, de exemplu, doamna Turcan zilele acestea a fost fotografiată și nu purta mască. La fel și domnul Vlad Voiculescu în Parlament, care este ministrul sănătății, a fost fotografiat când nu purta mască. Deci așa este, au greșit. Și pe... Așa este, au greșit, dar una e să greșești și alta e să faci din asta o regulă sau o sfidare. Eu nu cred că există om perfect care să nu greșească. Nu. Și eu probabil că l-am dat, fie am uitat să o iau, am revenit, fie momentan mi-am dat-o jos pentru că dacă eram în aer liber, fiind fumător, fumez o țigară, nu pot să fumez cu mască. Și sigur că de foarte multe ori atunci când ești om politic, se aplică acea regulă din vânător devii vânat. Și practic orice greșeală, chiar dacă nu faci cu intenție, este tratată ca atare în spațiu public și se transformă într-un atac. O cunosc pe Raluca Turcan bine, nu pe domnul Voiculescu, și știu că Raluca, de când a început această pandemie, eu cel puțin de câte ori am interacționat cu ea, era cu mască, e o responsabilă din acest punct de vedere. Au fost momente în care a greșit, plătește ca oricare alt cetățean, dar, repet, una e să omiți din neatenție, pentru că eu cred că se întâmplă la aproape toată lumea chestiunea asta, și una e să faci o chestie sfidătoare, să generezi o campanie, să îndemn lumea să nu poarte sau așa mai departe. Doar că aceste neatenții vin de partea celor care nu cred în mască, nu cred în coronavirus. Sigur, genul ăsta de amplifică de exemple prezentate și rostogolite dau apă la moară celor care spun, vedeți, doar pe noi ne obligă și așa mai departe. Nu. Părerea mea că lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Nu pot să-i compar pe cei care greșesc din neatenție sau pur și simplu pentru că la momentul respectiv nu realizez că nu ai masca, pentru că masca a devenit practic un obicei, un lucru normal pentru fiecare dintre cei care respectă regulile și așa cum sunt obiceiurile împământenite, se mai întâmplă să și greșești. Eu nu vreau să le cer scuze, dar nici nu vreau să cad în latura celor care critică doar de dragul de a critica. Vă repet, Raluca nu era nici la o petrecere, nici la un meeting, era la o acțiune de împădurire cu colegi din organizația ei, în mijlocul naturii, să vedem câți dintre cei care au criticat-o pe Raluca Turcan merg în mijlocul naturii și respectă 100%
purtarea integrală a măștii atunci când dau cu sapa sau cu hârlețul să facă o groapă ca să pună un pomișor acolo. Pe de altă parte, Vlad Voiculescu era în Palatul Parlamentului. Vlad Voiculescu, de altfel, este și ministru al sănătății, da? Cel care promovează respectarea măsurilor de protecție sanitară. Ei, vedeți, vorbim de situații diferite. Vorbim de un ministru care era la o acțiune de împădurire în aer liber și vorbim de ministrul sănătății care era în incinta Parlamentului, fără mască. Din acest punct de vedere, eu cred că sunt două situații oarecum diferite. Chiar dacă punctul comun e că cei doi nu aveau mască, un ministru era, vă repet, în aer liber, în vârf de munte, la împădurire, pe când celălalt era taman în Parlament, ori chestiuni de genul ăsta nu se fac. Eu în Parlament îmi dau masca jos doar în momentul în care mă duc să mănânc ceva sau în momentul în care ies la locul pentru fumat ca să fumez și așa mai departe. Din partea unui ministru care impune astfel de reguli, sigur că, vă repet, din vânător devii vânat. Și orice chestiune de genul ăsta, la un moment dat, va trebui să o decontez. Pentru că domnul Voiculescu și-a și generat un titlu de glorie în perioada în care nu era ministru, când a atacat tot ce e... Toți miniștrii sănătății sunt niște nenorociți, că n-au făcut nimica pentru spitale și, din păcate, a avut incendiu de la Balș. Adică s-a găsit și domnia asta în situația de a fi ministru și de a gestiona o situație de criză. Ei, și atunci a început să dea vina pe unii și pe alții, practic îndepărtând orice formă de răspundere. Apoi a criticat pe alți colegi miniștri. Ei, uite că i-a venit și lui rândul să-i fie plătită polița, pentru că așa se întâmplă de regulă. Când doar areți cu degetul spre unul și spre altul, în politică lucrurile întotdeauna se și întorc. Dar ca să revenim la proteste, eu cred că aceste proteste din stradă au un factor politic extrem de puternic, pentru că am văzut o asumare politică a celor de la OR pentru organizarea celor meetinguri. Bine, Simion spune că nu. Chiar ieri văzusem o declarație făcută de liderul AUR care spunea că nu AUR a pornit aceste proteste. Doamna, și că eu m-am uitat, le susține. Eu m-am uitat pe presa locală. Deci în presa locală sunt anunțuri în presa locală în care spune organizația AUR, județul Cutare, vă invită la ora 17. Deci îndemnări la proteste. Adică asumate, nu e niciun fel de dubiu, e scris în ziar alb pe negru. Probabil că domnul Simion neagă acum implicarea AUR în aceste proteste, pentru că între timp au început să vină amenziile pentru organizatorii de proteste și sigur că încearcă să găsească o eschivă de a scăpa de răspunderea juridică a acestor sancțiuni. E evident că e o acțiune organizată de ei, sunt steaguri ale lor folosite de membri cunoscuți la nivel local, așa cum este foarte clar că în anumite zone la aceste meeting-uri au participat membrii PSD, reprezentativi, deci nu membrii simpli care sunt cunoscuți la nivel local. Deci nu e un secret că la nivel local oamenii se cunosc între ei. Știe tot orașul cine a ieșit la meeting și cine nu a ieșit și care este apartenența lor politică. Deci AUR stă în spatele acestor AUR proteste. AUR susținut pe aici pe acolo de către cei de la PSD, oameni de bună credință care chiar cred că fac ceea ce trebuie și au căzut într-o capcană oamenii de bună credință, nu știu, acum, pe care știți cum eu nu pot ca liberal să cer ca toată lumea să gândească într-un fel. Deci sunt oameni care au altă opinie, eu le respect atâta timp cât respectă regulile de distanțare socială și purtatul măștii, pentru că la rândul meu și eu am participat la proteste la Ordonanța 13 două luni întregi. Am fost în piață, dar vă spun un lucru, niciodată n-am spart un geam de la o stație de autobuz, niciodată n-am atacat persoane, n-am atacat jandari, am fost în piață, am scandat împotriva guvernului PSD, am scandat împotriva lui Dragnea, dar nu am produs niciodată, adică am păstrat un mod pașnic și civilizat. Vă repet, m-am dus acolo pentru a scanda împotriva guvernului și a președintelui PSD de la acea vreme, împotriva Ordonanței 13, dar vă repet, niciodată și în momentul în care vedeam, de exemplu, că apar pâlcuri de persoane violente, întotdeauna încercam să rog să își revizuiască atitudinea sau să plece, pentru că asta cred eu că înseamnă să protesteze în mod pașnic, democratic și... Vă repet, nu am nimic împotriva celor care protestează, în schimb am o mare problemă cu
cu cei care încalcă legea și cu cei care provoacă distrugerea, așa cum s-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni. Deci aș mai spune un singur lucru. Cred că, din păcate, genul ăsta de exemple pe care le dați noastră, cu miniștrii care nu poartă masca, dar și declarații, din punctul meu de vedere, profund irresponsabile, cum au fost cele a domnului Voiculescu, care, în calitate de ministru al sănătății, vine și spune, știți, în România se face o vaccinare paralelă. 30% sunt vaccinați cumva pe pilă. Sigur că e o declarație care șochează, adică, stați domnule, n-am terminat odată cu nebunia asta? Și pe mine mă deranjează ca membru al coaliției. Noi vreau să știu cine sunt ăștia, pentru că eu am așteptat ca mulți alții, ca cetățeanul cinstit, să primesc acel SMS de convocare la vaccinare și așa mai departe. Adică lucrurile astea generează nervozitate, frustrare, supărare în rândul societății. Apoi a pornit acel scandal cu, știți, centrele de vaccinare paralele ale armate. O altă nebunie, scăpat așa, cum să vă spun, da, o fi fost acolo 1, 2, 3 cazuri și apreciez că ministrul Ciucă, chiar dacă a prins dita mai generalul că a făcut o chestiune de genul ăsta, a doua zi l-a executat ca la armată, l-a trimis rezervă. Peste tot există, pădure fără uscături nu există, dar important este să vezi că principiul general primează și nu excepția. Apoi a ieșit cu acele date care, din punctul meu de vedere, au generat foarte, foarte multă nedumerire, frustrare, supărare. Dom'le, știți, se calculează greșit rata de incidență a COVID-ului. Păi în momentul în care tu, ministru al sănătății, vii și spui treaba asta, iar mai spre seară sau a doua zi retractezi și parfumezi și spui, dom'le, de fapt e bine și cum a fost atunci și cum e acum, numai că eu am luat focarul în calculul ratei incidenței și fostul ministru, nu? Și lucrurile astea au alimentat propaganda PSD și AUR, care sigur că își dorește un val mare de nemulțumire din partea oamenilor. Și în loc să vorbești despre ceea ce înseamnă soluții, care de fapt sunt două, campanie de vaccinare de succes, însoțită de respectarea regulilor. Părerea mea că aici fie aveai două scenarii posibile. Fie mergeai pe ceea ce înseamnă lockdown total timp de o lună și le spuneai românilor, haideți să încercăm să mai îndurăm o lună de zile această pandemie, pentru ca dumneavoastră să puteți să vă bucurați de vară, să puteți să mergeți în concedii, să vă puteți trimite copiii la școală, la examene și așa mai departe, fie nu veneai cu niciun fel de restricții, dar urmăreai respectarea actualelor prevederi pentru restricții la sânge. Și te stai. Adică nu te jupeai. Am spus primul pas, în paralel, cele două lucruri mergeau, vaccinare, testare, respectarea la sânge, a criteriilor. Pentru că, eu vă spun, din păcate, cred că marea greșeală a fost, nu că n-au fost restricții, care de fapt apără vieți. Au fost, dar ele n-au fost urmărite, n-au fost aplicate. Există la nivel local presiune din partea primarilor, a factorului politic. Ori aici, cum să vă spun, aplicarea unor unități de măsuri diferite au generat și aici frustrare. Adică reacția celor de la Timiș. Mie mi s-a părut pe deplin justificată. Dom'le, nu poți să tratezi Timișul la o rată de incidență egală cu altui oraș. De exemplu, Bucureștiul s-a apropiat atunci de aceeași rată. Pe mine la Timișoara mă carantinez și îmi impui restricții suplimentare. Aici spui că lucrurile nu pot fi așa tratate. Eu nu cred că carantinarea unor localități este o soluție. Eu cred că carantinarea focarelor trebuie să fie prioritatea numărul 1 a Ministerului Sănătății, pentru că dacă tratezi foarte bine aceste focare, practic nu lași virusul să se extindă și atunci protejezi o localitate.